Slonoș pe dreapta, prezentați arbi! Domnule contraamiral de flotilă, efectivele divizionului 129, nave speciale și de sprijin logistic, sunt gata pentru începerea activității de aniversare a 55 de ani de la ființare. Sunt comandantul divizionului, capitan comandor Ciobanu. Să trăiți! Luni, 1 iulie, divizionul 129 nave speciale și de sprijin logistic a sărbătorit 55 de ani de existență. Divizionul nave speciale și de sprijin logistic continuă tradiția divizionului 129 nave auxiliare, înființat în anul 1964 sub directa subordonare a diviziei 42 maritime. O activitate emoționantă desfășurată la Mangalia, locul unde sunt acostate navele unității, activitatea la care au luat parte alături de efectivele divizionului, comandantul flotei, contraamiralul de flotilă Daniel Căpățână, comandanți de unități, foști comandanți ai divizionului 129 nave speciale și de sprijin logistic și invitați. Au fost citite alocuțiuni și s-au oferit diplome și medalii de aniversare. Pentru că suntem la acest aniversar, aș aminti poate cea mai importantă misiune executată de divizion. Cu navele 101 Viteazul și nava maritimă de salvare 116 Voinicu, remorcarea la Hamburg pentru reparații a navei școală Mircea în anul 1965. În acest moment, în compunerea divizionului, sunt următoarele nave. Remorcherul maritim Viteazul 101, remorcherul maritim de port și radă 105 Vânjosul, 3 șalupe de remorcaj salvare 578, 580 și 581, două tancuri maritime de motorină, 532 și 531, nava maritimă de transport Albatros, 410, nava maritimă de scafandri, 125 Emil Dracoviță, două șalupe de maritime de comandament Rândunica și Luceafărul, nava maritimă de comandament Egreta, precum și nava maritimă de demagnetizare 298 Magnetică. Vreau să mulțumesc totodată personalului unității care, prin efortul depus zilnic, contribuie la menținerea operativității tehnicii și a navelor, astfel încât acestea să-și îndeplinească misiunile primite. Nu-i putem uita însă pe cei care, în decursul celor 55 de ani de existență a acestei unități, și-au legat destinele de aceste nave, au contribuit la menținerea lor într-o stare tehnică de bună funcționare și au executat misiuni la bordul acestora. Mă uit la dumneavoastră și sunteți toți foarte tineri și cred că niciunul nu era născut când s-a înființat acest divizion. De aceea trebuie să fiți foarte mândri că faceți parte din această unitate și, analizând misiunile pe care le aveți de îndeplinit, sunteți foarte importanți, pentru că înseamnă viața marinei pe mare, înseamnă aprovizionare, înseamnă alimente, combustibili și tot ce ține de bunul sau de navigația navelor, atât pe mare cât și pe fluviu. Nu pot decât să vă urez la mulți ani, să vă doresc mult succes în continuare toate misiunile pe care le aveți de îndeplinit. Domnilor comandanți care ați activat și sunteți prezenți, să vă mulțumesc pentru eforturile pe care le-ați făcut, astfel încât acest divizion să funcționeze în condiții foarte bune.